întrebării dumneavoastră generale, vin să cu o claritate foarte clară. Nu am participat, nu particip în nici într-un mod la conducerea sau realizarea afacerii la care v-ați referit. Primul la mână. Doi, ceea ce mă preocupă foarte tare însă este că acest subiect a devenit un subiect de discuții polemici și un subiect de speculații foarte neproductive pentru guvernarea noastră, pentru interesul societății și cetățeanului nostru. Considerând din care familia mea a hotărât să renunțe la această afacere și este în proces de discuție pentru a transmite administrarea părții sale către companii sau către persoane specializate. Necătând la acest fapt și făcând abstracție de lucrul la care dumneavoastră v-ați referit și făcând abstracție de faptul că inclusiv 40 din deputații care se află aici în Parlament dețin afaceri și eu am toată încrederea că dumnealor se dedică activității de deputat, eu consider că de a constitui întreprindere în Republica Moldova este un lucru foarte bun, care trebuie să genereze locuri de muncă, care trebuie să fie un bun plătitor de taxe la bugetul național și să contribuie la dezvoltarea piețelor și concurenței. Este un alt lucru, că probabil nu întotdeauna societatea este pregătită să vadă și persoane care au o afiliere publică să aibă deținerea afiliere și cu aceste activități private. Lucru, după cum am spus anterior, am și hotărât să schimb această situație cel puțin pentru moment.